Recent, doamna dr. Carmen Marcu a lansat în spațiul public mai multe afirmații pe care conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, dar și cea a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, susțin că sunt de natură să afecteze imaginea unității spitalicești. Se pare că doctora Carmen Marcu a afirmat că odată cu creșterea salariilor din sistem au scăzut cheltuielile cu medicamente și cu materiale sanitare, existând situații în care doctorii sunt nevoiți să vină cu bani de acasă sau să solicite familiei bolnavului să cumpere medicamentele necesare. Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, în subordinea căruia se află spitalul, cât și conducerea Spitalului Județean de Urgență, au ieșit într-o conferință de presă cu documente și statistici interne care arată că afirmațiile făcute de doamna dr. Carmen Marcu nu corespund cu realitatea din unitatea spitalicească. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a mai spus că declarațiile lansate în spațiul public au adus un prejudiciu de imagine Spitalului Județean și trebuie să se facă dreptate. Nu aș fi vrut să avem această conferință de presă pe o temă legată de alocările pe care conducerea Spitalului Județean, Consiliul Județean Dâmbovița, prin bugetul aprobat pentru Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, l-au făcut, dacă nu aș fi văzut zilele trecute niște luări de poziție ale unor distinși reprezentanți ai Colegiului Medicilor Dâmbovița, în care se spuneau niște neadevăruri despre situația financiară a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Este adevărat, cheltuieli cu personalul cred că sunt în orice instituție publică. Este adevărat că aceste cheltuieli, ca urmare a unui act de reparație morală făcut de către Guvernul Partidului Social Democrat, au crescut. Dar în niciun caz aceste cheltuieli nu au afectat celelalte capitole bugetare referitoare la medicamente, la materiale de curățenie, chiar și la investițiile care se fac în sistemul de sănătate. Eu pot înțelege până la un moment dat și niște declarații cu un anumit iz politicianist, dar nu o să fiu niciodată de acord să murdărim pur și simplu imaginea unei instituții de o asemenea importanță cum este Spitalul Județean de dragul de a, nu știu, avea o popularitate de un fel sau de altul. Directorul Spitalului Județean de Urgență, doctorul Claudiu Dumitrescu, susține că zilnic se fac eforturi de reducere a cheltuielilor, însă în niciun caz nu este afectat actul medical și nici nu au de suferit pacienții. În acest caz s-a sesizat Comisia de Disciplină a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, iar cei vinovați vor suporta consecințele. Noi încercăm în fiecare zi să optimizăm cheltuielile la Spitalul Județean, dar fără a afecta actul medical. Deci, de fapt, orice reducere o facem, nu o facem în detrimentul pacientului, pacient care se află în centrul atenției noastre. Și în fiecare zi, atât eu ca manager, cât și colegii mei din conducere, director economic, director medical, director de îngrijiri, facem tot posibilul ca actul medical să fie de cea mai bună calitate și pacientul să fie mulțumit atât de punct de vedere medical, cât și al cazării și hranei. Declarațiile doamnei dr. Carmen Marcu, că despre doamna facem referire, sunt de-a dreptul scandaloase și pe noi ne-a indignat, având în vedere că nu au niciun fel de legătură cu realitatea. Doamna doctor spunea într-o declarație publică că, având în vedere creșterile salariale făcute, într-adevăr, fără precedent, ca și mărime, bugetul la medicamente și materiale s-a redus și dumneavoastră este nevoită zilnic să aducă bani de acasă, atât personal, dar ceea ce este mai grav și a făcut lucrul pe care l-a afirmat într-o public, că cere medicamente și materiale sanitare pacienților și familiilor acestora. Din această cauză, Comisia de Disciplină s-a autosesizat și doamna doctor va trebui să dea să facă o informare a ceea ce face în mod curent, lucru care este, după părerea noastră, total ilegal. Și vă facem și dumneavoastră un apel, ca ori de câte ori aveți cunoștință de astfel de fapte din partea personalului medical, să le aduceți la cunoștință, pentru că nu permitem un asemenea comportament. Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, doctorul Claudiu Dumitrescu, a ținut să sublinieze că în cadrul compartimentului îngrijiri paliative se folosesc materiale sanitare de ultimă generație. Vreau să precizez că în compartimentul îngrijiri paliative se folosesc materiale sanitare de ultimă generație. Puține spitale din București sunt la nivelul materialelor folosite de noi. Și aici aș da câteva exemple. Avem materiale pentru tratamentul escarelor, deci chiar de ultimă oră, folosim bureți
din spumă poliuretanică, deci care sunt de ultima atitudine, ultima gamă de atitudine terapeutică în tratamentul unor astfel de afecțiuni, care se întâlnesc foarte frecvent la pacienții în stare critică. Deci, declarațiile doamnei dr. Marcu sunt, de-a dreptul, scandaloase, sunt au o gravitate cu impact public deosebit și, ca atare, Comisia de Disciplină își va spune cuvântul, lucru pe care voi vă face public ulterior. Comisia de Disciplină a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște a deschis o anchetă în acest caz și, cel mai probabil, doamna dr. Carmen Marcu va da explicații în fața comisiei. Rezultatul anchetei va fi făcut public.